aici se intră cu, prin niște filtre cu detectoare de metale și vreau să văd cum a trecut tot Niela. Bună, vreau să văd cum ai trecut tu de filtru. Detector de metale. Am trecut până la urmă, nu știu cum s-a trecut. Ca să vezi, ca să-ți dai seama despre ce vorbesc. Am puține metale. Am puține metale, într-adevăr. Întoarce-te. Ia uite. Deci ea a trecut de filtru jandarmeriei, ca să vă puteți imagina. Și n-am avut nici pile. Dar cum ai făcut când ai trecut? Ai făcut-o pe aia așa? S-au stricat aparatele, cred. Că ăsta a fost norocul meu. Și șireturile astea, cât ai stat să te legi la ele? De-aseară am început. Aici avem un cui, nu? Da. Cui de aur. Da. Nu oricum. Fii atent că mi-au zis niște fete că eu astă seară nu sunt stilul punk. Da, nu prea ești. Dar vă că nici tu nu ești. Ba da, cum adică? Uite-te la geac. Păi e mai mult... Geaca de piele stropită, maleta pe gât, cum adică? Sunt cel mai punk. Ești un pic punk, luxury punk. Păi, bine, eu am adaptat acum la ce am putut și eu, dar punk m-am încadrat. Deci, doamnelor și domnilor, în premieră stilul luxury punk. Golden punk. Golden punk. Salut, sunt Lino Golden și am inventat un nou stil vestimentar, se cheamă Golden Punk. Stai. Diana Sar? Nu cred că e Diana Sar. Nu așteptam să mă recunoști. Păi nu ești cyborgul ăla din Mad Max? Nu, sunt Marilyn Manson. Marilyn Manson? Da. Asta e inima mea frântă, e o combinație. Sunt Marilyn Manson aici și aici sunt Roxana, care are inima frântă după ce a pățit. Cine-i gacica asta atât de mișto? Deci ești, cred că vei lua premiul costumată numărul 1, yes. Mulțumesc. Ți-am zis că, eu că știu cum da, e moda. Da, deci, da. Știi de ce? Are personalitate, are atitudine și atunci normal când poartă o chestie, pac, s-a văzut. Nice, bravo. Mulțumesc. Bravo, Diana, ești. Să știți că grădinarul nu are castraveți și cizmarul nu are încălțări. Dar Adina Buzatu are, face excepție de la regulă. Măcar la el trebuie să te îmbraci, n-ai ce să faci. Eu sunt punk prin definiție. Umblam când eram mică așa. Ai așa un aer de, nu știu ce să zic, armată în flăcări sau Mad Max ceva mai. Asta a fost și zona, acolo ești, e acolo. Ai văzut? Dacă mă uit la filme și mă duc și la Teatru Național, eu sunt și prieten bun cu Iulia Albu și mă mai învață chestii, știi? Și mi-a zis că la gala asta trebuie să fii un pic, nu chiar un pic, trebuie să fii așa trash și cu, chiar și cu încălțămintea un pic prăfuită. Deci, băi, deci e singurul care are, zici că a venit cu cizmele de acolo. Dacă vrei putem să facem un experiment, poți să dai cu degetele, sau dau eu, nu, uite, dau eu, fii atent. Nu că dau eu, ce, da, nu dau eu. Dă cu mâinile. Dau cu mâna, da? Ei, au, stai, ce-am făcut? Hai că mă șterg de tine acum ce să... Dar acum te-am făcut și mai trashy, adică... Da, okay. Spune-mi ce stil de punk este ăsta. E un punk mai... Este stilul punkami. Punkami, ai mai auzit de el? Da, știam de panjami ceva, dar ăsta e punkami. Da, ami punk, punkami cum vrei tu, da. Coada asta la ce e aici? A, uite, coada să te dai în leagăn. Scuze, știi cum are ce e coada, să ne dăm în leagăn sau să pentru poze? Apar n-am. Păi și de ce stai? Trebuie să stai și tu să vezi. Poți să-mi lași și o rând aici, că vreau să mai am niște interviuri, okay, că vreau să mă dau și eu în leagăn. Ok, dar eu pot să-i bagi în fața tuturor, cred. Păi da, nu. Dar de ce are? Da, e frumos așa? Nu te deranjează. Nu te deranjează? Pe mine nu. Dacă luați interviu, aveți prioritate. Mă bag în fața voastră, dar stau cu fața, la voi, că e și păcat, adică. Nu? Amalia Năstase. Dar mie îmi place versiunea asta a doamnei Amalia. Ai văzut? Este... Punkistă. Da, parcă îmi vine să-ți zic tu, nu doamna Amalia, așa când te văd. Hai să-mi spui doamna Amalia, pentru că știi cum e, am o prestanță, da. Mă cunoaște lumea. Vreau să întreb cum ai trecut de detectorul de metale. Foarte greu. A trebuit să fiu inspecționată, percheziționată mai mult decât toți ceilalți, pentru că am foarte, foarte mult metal pe mine. Ca să zic așa, bucuria jandarmilor din seara asta. Sper eu că nu, totuși. Mă rog. Citește-ne și nouă ce scrie pe premiu. Best personal style. A avut dreptate, Măruță, când a fost cu tine pe scenă și a zis că te îmbraci super. Absolut, Măruță mereu are dreptate. Te caracterizează stilul ăsta punk? Îți place așa? Absolut.
Da, păi mereu port platforme. Da? Am văzut. Sunt în meniul zilnic. Mai puțin chiloții, adică nu că n-aș purta chiloți în fiecare zi, mă refer că nu-i port deasupra și nu la vedere. Dar da, acum văd că este un fel de, ce să zic că este, un fel de, sunt ăștia, sunt un fel de chiloți de piele sau? Nu, piele este, mă rog, plastic. Plastic. Cauciuc. E latex. Latex, așa da, latexul este un material foarte frumos.